Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru un anumit colectiv, o să vă recunoașteți. Pentru astăzi am ales aceste de cărți. Interesant este și cred că are legătură, în aceste de cărți erau două cărți dintr-un alt set. 6 de cupe sau 6 de oglinzi și valetul de pietre sau valetul de pământ, de monede. Pentru unii poate să fie un cuplu apă-pământ, un cuplu sau aspecte care țin de pământ-apă. Că toți suntem în zodia Fecioare, probabil că există cineva cu marcaj, vorbim în această situație despre cineva cu marcaj, nu obligatoriu zodia, dar marcaj în zodia Fecioare și ceva marcaj în semn de apă. Poate să fie, eu știu, lună, Venus, ascendent, da? Nu obligatoriu, repet, zodia, soarele. Ideea este că 6 de cupe, posibil pentru unii dintre voi, vedeți dacă vă recunoașteți, să semnaleze întâlnirea cu un suflet pereche, cu un personaj cu care ori voi, ori ei, vă conectați foarte bine, foarte profund, într-un mod, să zic, ireal de sensibil, de telepatic, să zic, și chiar sexual erotic cu acest pan. Probabil că unul dintre voi a avut tendința să fie mai acrobat în viață, să se joace. Interesant că acest vale de monede nu înseamnă nu să ai acrobat, dar în aceste de cărți, probabil că mesajul este pentru cineva. Cineva s-a jucat. Maimuța, în general, e inteligentă, e prin preajmă, a, interesant, poate chiar a avut două vieți paralele. Sunt mesaje și mesaje. Dar la un moment dat acest personaj întâlnește, interesant, un alt suflet care îl învață, pentru că valetul de monede trebuie să învețe în stadiu incipient, într-o anumită cale, într-o anumită direcție, învață să se conecteze la sufletul său, să-și asculte, interesant, cântecul interior, vocea interioară și nu doar, învață să comunice, să comunice altfel din suflet și eventual să se vindece. Dar aceste acrobații ale vieții de până la această întâlnire cu acest suflet pereche. Poate să fie o prietenie, poate să fie o poveste de dragoste. În fin. În timp ce am amestecat cărțile, ceva se întâmplă, măi, dragii mei. Ceva se întâmplă, pentru că aceste de cărți atrage atenția că se manifestă o transformare. A apărut Phoenix. O să mai trag carte. Dar a apărut Phoenix. Teoretic ar trebui ca energia voastră sau a celeilalte persoane cu care vă implicați, sau poate a ambilor, că odată ce unul se transformă, se transformă și celălalt într-o anumită măsură. Apare Phoenixul. Într-adevăr, energie sexuală foarte intensă, dar nu vorbim doar de sexualitate, vorbim aici de scorpionul care renaște din cenușă. Este o ardere, combustie interioară. Da. La capătul setului de cărți, o energie mentală foarte, foarte toxică. Probabil că cine se transformă, posibil acest personaj care a avut o viață mai... Pentru că ține de acrobat, de circ, de distracții bazată pe satisfacții de scurtă durată, pe termen scurt, tot aia, satisfacții personale. Aș spune ieftine. Nu musai că o mașină scumpă e ieftină, dar n-are profunzime, știți voi, spirituală. În fine. Deci acest personaj se transformă, aș spune, în relație, într-o prietenie sau după întâlnirea cu acești 6 de cupe, cu un suflet care îi aduce aminte că există un templu în sufletul său. Dar trecând peste această conexiune emoțională, iar acest pan este în prim plan. Este, iar, și apare și, am zis un suflet pereche, vedeți?
Am dat cele două cărți negative la o parte, emoții și gânduri negative, probabil când ai o viață ușuratică, aș spune, apar și problemele. Da, a apărut și vulturul și cu pisica de mare. Dar problemele acestea sunt necesare ca acest personaj să-și găsească verticalitatea, să se conecteze, să-și reactiveze chakrele și să se oglindească în această relație. Vedeți ce frumos este oglindire. Lebă, da? Și apa. E oglindire prin apă. Apa devine oglindă. Interesant. Și iar sunt două suflete. Apă, apă. O stea și o lebădă. Lebădă este energie masculină. Știți? Este simbol falic. Stea, am zis, am regăsit-o mai devreme și pe acest acrobat. Întâlnirea aceasta vindecă. Vindecă multe tendințe. Tendințe de a fi sarcastici. Și de a-și, interesant, de a-și bloca, așa simt, de a-și bloca un potențial de aur. Dar, în această relație cu acest suflet pereche, poate că sunteți voi, sufletul acesta care îi trezește, poate voi vă treziți în relație cu cineva, nu știu, voi știți unde sunteți, dar e o oglindire. Vă dați seama? Deci cel care a avut o viață, repet, de acrobat, își dă seama că putea să fie mai mult, poate să fie o stea, poate să fie o persoană importantă, nu un personaj care se joacă. Pentru că stea înseamnă și misiune în viață. Dar evident că trebuie să se vindece ca să-și găsească această misiune. Ca să-și găsească direcția. Și e ceva de mers, dar atât timp cât se oglindește în acest suflet, vedeți, oglindă, nu întâmplător, da? Apare și lebăda care, mergând pe apă, pe emoții, în relație cu acest personaj, vă oglindiți și unul și celălalt. Aici vreau să ajung. Dar transformarea, Phoenixul, da? Renașterea din gândurile și emoțiile negative prin care cel care nu a privit viața într-un mod profund trebuie să treacă. Haideți să vă mai arăt ce a mai apărut, că a mai apărut interesant. Aici iar am văzut steaua, da? Și ați văzut și steaua mai devreme. Iar vindecare și regăsirea misiunii printr-o prietenie. Poate nu-i doar prietenie, posibil pentru unii această prietenie să aibă și ceva, puțin spus, atracție fizică foarte intensă. Dar, ce au venit? Alte cărți, 9 de spade, iar, care ține de acel fenix, de acea transformare, de un stres. Un stres care trebuie exprimat. Probabil că ceva s-a întâmplat între voi, pentru că 6 de cupe înseamnă și împăcare. Dacă a fost o separare, separarea aceasta a adus multă suferință. Și se dorește, repet, împăcarea, comunicarea într-un mod, nu știu cât de neașteptat va fi, dar o comunicare direct în care se va vorbi iar despre atracție, dar nu despre atracție doar, ci despre dorința de a începe ceva nou. Interesant ce alte cărți au venit. E o etalare doar din cărțile care au venit până acum. Și iar steaua. Vindecare și regăsirea direcției. Am spus de nu știu câte ori, eremitul merge către stea. Are aici un felinar steaua, vedeți? Eremitul vrea să-și găsească direcție. Este zodia fecioare. Asta confirmă că ceea ce spun se întâmplă măcar în perioada aceasta zodiei fecioarei. Poate că cu valetul de monede, cu fecioara, iar are unul dintre voi, aveți aspecte în zodia fecioarei. Iar aspecte puternice sau persoane. Gemen, balanță, vărsător. Fecioară am zis. Posibil și taur. Peștrac. Scorpion cu fenix. Și berbec, leu, săgetător. Ce vor să spun aceste cărți? Că într-adevăr a fost multă suferință. Dar
Cine s-a jucat cu viața, acum aș spune că s-a trezit. Trece prin noaptea întunecată a sufletului său și vede, de fapt, că s-a trădat. Poate că și a trădat, poate că a trecut prin situații foarte grele, poate că a și plătit, nu știu. E un 9 și un 10, e o încheiere de ciclu. Și acest eremit, nu zic musai fecioară, dar acest eremit reprezintă, e 9, da, zodia fecioarei, se însingurează și se analizează. Și își dă seama, de fapt, a meritat tot jocul ăsta, acrobația, asta e o acrobație, o jonglerie cu viața, te joci cu viața de alba neagră, da? Maimuțel, vedeți? Poate cineva a avut și o maimuță, nu știu. Sau și-a dorit, nu știu, maimuțele. Sau s-a maimuțărit. În ce sens? Că nu și-a asumat. Nu și-a asumat direcția, potențialul, oul acela pe care l-am văzut de aur. Interesant că eremitul aici are... Mie îmi plac cărțile cu imagini clasice. În ce sens? Arhetipurile după care a fost gândit tarotul, pentru că e foarte deștept tarotul ăsta. Deci este foarte interesant că eremitul ăsta are o bâtă galbenă, aurie, da? Nu e o simplă bâtă ca la, eu știu, valetul de bâte, da? Roșie. Nu e vorba de ori de pasiune, aici este vorba de lumină interioară. Și stea și bâta, ambele, reprezintă o forță, dar nu este doar sexuală, nu este doar creativă. Este o forță care vine prin conexiunea la latura noastră divină sau la divinitate, da? Ei, și acest eremit analizează trecutul, e pregătit sau pregătită să încheie acest ciclu de suferințe, de trădări, de coșmaruri, de nopți nedorite, de nedormite, de griji peste griji peste griji peste griji, unele poate prea multe. Deci analizează acest ciclu și compară cu 3 de cupe, cu întâlnirea cu acest suflet pereche, aș spune 3 și 6, da? Un suflet pereche, care probabil rezonează, simte. A treia cupă ar fi relația în sine, sunt cei doi în uniune. Și compară. Și ia niște decizii cu cavalerul de spade clar și valetul, al doilea valet, ia niște decizii. Decizia este să încheie un capitol. Poate că au fost drumuri peste hotare cu lumea, du-te, vino, du-te, vino. Dar în acest nou capitol nu se mai vrea du-te vino, nu se mai vrea nici musai distracții cu prietenii ca să compensăm trădările și grijile și, sau să compenseze, nu vorbesc de noi și nici de mine că eu nu fac așa. Dar cine ia această decizie să încheie acest capitol vrea o relație stabilă. Vrea o relație cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, în cazul în care s-a informat și știe ce înseamnă, sau pur și simplu își dorește stabilitate, armonie, pasiune. Nu e stabilitatea aia care vine din confortul material, cum e patru de monede, strict material, nu. Pasiune, că avem atracție sexuală, emoții, dar și construcție, dar și momente frumoase împreună, adică nu doar muncă pentru bani, dar și timp frumos petrecut, nu știu, de calitate, ar spune. La capătul setului de cărți am zis, stea, după o perioadă de stagnare, iau-te patru de monede. Poate relații karmice în care s-a stat pentru bani, sau poate cineva a fost legat într-o situație foarte neplăcută și acum trebuie să învețe să se vindece, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Deja am vorbit doar din aceste cărți o grămadă. Hai să vedem totuși ce apare. Acestea le lăsăm, totuși. Zic eu, să le las. Înainte să vedem situația. Pentru colectiv. Situația. Măi, ce cărți frumoase! 33 reapare și 9. 9 de monede îmi sugerează mie această carte și 33 tinde către 6 îndrăgostiți. Dar e vorba de dragoste interioară. Am spus
Sunt două suflete care se întâlnesc, din care unul trece prin mari transformări ca să ajungă, să ajungeți la un numitor comun, aș spune. Este o dragoste care cheamă la independență, nouă de monede, o persoană independență, care se bucură de reușite, de aprecierea celorlalți. A muncit pentru așa ceva. Și merită aprecierea. Și cine se întâlnește cu acest personaj, bărbat, femeie, e inspirat să devină oarecum asemănător, da? Și dacă e vorba de a alege între două, apropo, două drumuri, două situații paralele sau, eu știu, două vieți paralele, într-adevăr, 3 și cu 36, îndrăgostiții trebuie să aleagă între X și Y. Personajul despre care vorbim, probabil că alege independența. În ce sens independența? O independență asumată. Dacă acrobatul putea să fie sau poate că a fost liber sau liberă, libertin ar spune, acrobație, am zis acrobație. Cineva care s-a jucat cu viața, dar viața s-a simțit bine, libertin sau libertină. Nouă de monede este liber, dar este o persoană asumată. Care pe ce pune mâna transformă, aduce abundență, crește în sensul pozitiv. Lucrurile înfloresc, mai bine, nu cresc, înfloresc. În brațele și prin mâinile acestui personaj lucrurile înfloresc, situațiile se îmbunătățesc. Posibil, am zis, pentru că sunt două suflete, 33, e o oglindire, da? Celălalt nu-și vede potențialul, dar urmează să-și descopere. Și unul și celălalt aveți chiar la sufletul celuilalt. Interesant că la capătul setului de cărți apare 11 justiția. Probleme în justiție, chestiuni care țin de tribunal, poate și divorțuri, poate rupturi de contracte, poate, eu știu, posibil. Pentru a-și regăsi ancora, eventual, într-o altă relație. Doi înseamnă relație. Într-o relație care aduce norocul, e un trifoi aici, aduce noroc. Norocul acela însemnând totuși transformarea. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin pentru colectiv. Deci a spune că aici este un personaj și aici ar fi altul. Sau, ia, vedeți? Apropo de patru de bâte, da? Templu. Am vorbit, cele două persoane în acea relație, o persoană este mult mai asumată, inspiră și atrage atenția. Mai, e un templu în sufletul tău, ai grijă de sufletul tău, acolo îți găsești echilibru, într-o anumită formă, nu știu cum. Dar, am zis, cineva inspiră. Dragoste, echilibru. Și patru de bâte poate să sugereze și acel templu interior în care primești doar pe cine merită, pe sufletul tău pereche, pe oamenii care te apreciază. Wow, ce carte a sărit! Wow, dar extraordinar! 6 de cupe, ați văzut cum a sărit? 6 de cupe se dorește împăcarea sau... Ar putea să fie o împăcare. Da, colaborarea. Posibil unul dintre voi să fiți într-o căsnicie tristă sau dacă nu e căsnicie, poate e familie, poate e contract. Știm cum e. Hai să vedem colectivul pentru care citesc. Cavalerul de bâte. Și lumea. Interesant. Am zis, cavalerul de bâte acrobat. Ce poate fi mai potrivit pentru acrobat decât cavalerul de bâte? Nu mai e valet, e cavaler.
Între timp a mai crescut, poate în ani, poate în experiență sexuală, dar ca maturitate emoțională n-a crescut. Da? Și lumea. Probabil acest personaj vine, pleacă prin lume, peste hotare sau dintr-un oraș între altul. Vă mai întâlniți, vă simțiți bine, vă conectați unul la celălalt, dar, repet, nu doar emoțional, cu acest pan și erotic. Poate că au fost și niște momente, eu știu, cu cavalerul de bâte destul de sexy, dar apare lumea. Aș spune încheiere de capitol. Încheiere de capitol. Da? Iar valetul de monede, a doua oară, valetul de spade. Sunt niște secrete și confuzii în această poveste de dragoste. Ia uite, îndrăgostiții. Și iar nouă de monede. Un personaj este foarte asumat, celălalt, nu știu, aș spune, nu știu cât este de secretos, poate că e și secretos, dar în primul și în primul rând este confuz. Pentru că este doar valet, valet de monede, valet de spade. Este, dar și cavaler dacă ar fi. De-abia acum face primii pași într-o nouă direcție prin această prietenie, relație, șase de cupe, foarte profundă. Hai să vedem, clarificăm șase de cupe. Asul de cupe invers, extraordinar, și cinci de cupe. Wow, extraordinar, ce cărți! Cineva s-a simțit părăsit. Poate voi? Asul de cupe a fost, dar unul a simțit, celălalt probabil că a fugit de el. Din ce motive? Poate era acea căsătorie, că am văzut Marele Preot și Trei de Spade, căsătorie cu multă suferință, care probabil că trebuie rezolvată cu justiția. Sau dacă nu e căsătorie, sunt chestiuni care țin de tradiție, de familie, de, eu știu, obiceiuri, de cultură, sunt multe motive. Pot să fie și probleme financiare, pot să fie și probleme de sănătate și pot să fie și altfel de probleme cu această încarcerare mentală, metaforică sau chiar fizică. Da? E o închisoare asta, e o închisoare. Repet, poate să fie doar programul mental în care a stat cel care nu a vrut să primească dragostea, să o simtă, să-și o asume. Posibil. Și să se manifeste doar strict sexual, strict, eu știu, de moment. Și probabil că la un moment dat, da, acest cavaler a jonglat între două situații, dar este chemat să se transforme. Wow! Moartea și împărăteasa. Este chemat să se transforme pentru că, altfel, dacă nu se transformă, va regreta toată viața. Va regreta toată viața. Interesant, cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Mi-a venit două. Wow, împăratul și roata norocului. Ba nu, sunt trei. Stați. Marele preot, împăratul și roata norocului. Aș spune așa, roata norocului, împăratul și marele preot. Wow! Dacă nici asta nu-i transformarea în fiori, ce poate să fie transformare? Roata norocului e schimbare de situație. Probabil că dorința de a se împăca a celui care n-a fost asumat, celor care n-a vrut să se implice în relație, ar putea să aducă o schimbare de energie. În ce sens? Ar putea. Pentru că am văzut și Phoenix-ul, am văzut și... Uite, și n-am ales cărțile încă. Am văzut și moartea și 10 de spade și 9 de spade și lumea. Multe cărți care sugerează schimbarea. Lumea parcă de două ori, da? Și dorința de a se transforma în bine. Interesant că toate aceste cărți, vedeți și voi, cavalerul, împăratul, marele preot, toate sunt masculine. Posibil să fie vorba de un... Și aici avem energie feminină, vedeți cărțile 33 și 9, da? O energie feminină de înaltă vibrație,
ajută în transformarea, să zic, bărbatului divin. Cineva își descoperă, înțelege că mai steaua, eu pot mai mult. Eu pot să fiu un bărbat asumat, un bărbat în control, un bărbat care inspiră, un bărbat care protejează, un bărbat care ghidează pe alții. Da, cu răbdare, evident, că nu se întâmplă peste noapte această schimbare de roata norocului. Interesant. Ce mesaj. Mi-am adus aminte cu roata aceasta norocului în acest moment și cu acrobatul, chestia asta de joc, de jonglerie, de acrobații. Mi-am adus aminte de jocurile de noroc. Da? Cineva conștientizează că și-a jucat norocul în ce sens? În sens de potențial. S-a jucat cu viața, s-a jucat de-a norocul, dar nu, în acest joc nu a marcat potențialul său. Acela de, nu știu, potențialul său. La capătul setului de cărți, regina de monede și nebunul. Da. Iar, e o decizie acestui personaj de a se vindeca. Am zis, iată, steaua și nouă de monede. Probabil personajul acesta este, nu doar că le aduce fericirea, dar probabil că e și persoană publică. Așa. Ei, drumuri într-adevăr, iar drumuri lumea între două situații. Dar, la un moment dat, în această perioadă, eu știu, se va dori să o luați de la zero. Și regina de monede ar putea să fie, eu știu, visul acestui bărbat ca nouă de monede să devină, știu, regină. Adică înțelegeți voi cei care ascultați tarot de mai mult timp. Dacă voi sunteți persoana independentă care inspiră, acest personaj ar dori să aibă o relație stabilă. În timp, posibil și oficială. Acum nu vreau să vă creez iluzii, nici prea multe visuri sau vise, cum vreți voi să le spuneți, însă ar putea să fie un vis al lor. Bine, clarificăm lumea. Pentru colectiv. Trei de spade, clar. Acest personaj nu mai vrea suferință, ia uitați. Ați văzut ce a făcut? Ce trebuie încheiat? Această suferință, această neînțelegere, acest refuz al... Vedeți? Cine a refuzat dragostea și a adus mai multă suferință lui sau ei decât a anticipat, să zic. Probabil că a avut de-a face cu regina de bâte. Persoană independentă, magică, cu pisica asta neagră, cu merlinuț, cu merlinuța mea, da? Creativă, plină de încredere. Dar ce-a făcut? A părăsit-o pentru o altă opțiune. Dar ce fel de opțiune? Jalnică, îmi pare rău. Și ce a primit pentru această atitudine? Blocaj. A fost blocat. Ce își dorește acum? Da, pentru că a pus într-un trio pe cine? O regină, o împărăteasă. Am văzut mai devreme împărăteasa. Nouă de monede. Pardon. Acest personaj se iubește. Nouă de cupe. Se apreciază. Da? Nouă de monede. Inspiră. Și atunci... toată această suferință produsă se dorește încheiată. Și nu doar încheiată, aș mai spune reconstruită cu trei de monede. Pentru că, probabil, mă mir că n-a apărut turnul. Da, momente de decizie a fost blocat. Dragostea a fost blocată din cauza intrigilor. Din cauza jocurilor mentale. Ia uite, steaua și nouă de monede. Dar aș spune, în acest nou capitol se dorește reconstrucția, pentru că nouă de cupe reprezintă
Un vis. Am zis, e un vis. Acest personaj visează să fiți alături de ei. Mai ales dacă vorbim totuși de masculin. Vedeți și voi cu ochișorii voștri. Acest masculin apare și sub forma de pan în 6 de cupe. 6 de cupe nu e chiar atât de erotic. Ar putea. Dar aici este mai mult decât erotic. E totuși pan. E obsedant. Obsedant. Dar ce mi-aduc aminte acum, știți că e un citat, zice, drumul către iad este pavat cu fapte bune. Aici simt invers. Drumul către templul interior este pavat cu această obsesie și obsesie sexuală, atracție intensă. Probabil dacă sunt suflete flăcări gemene, n-are cum să nu fie atracție atât de intensă, nu? Intoxicantă. Interesantă etalarea. Așa. Ce aș vrea? Am zis că vreau să mai iau o carte pentru energia voastră și energia lor. Vorbim de un cuplu, energia voastră. Ia uite, iar valetul de monede și energia lor. Vedem care din ele. Unde sunteți? Ups. Pentru că nu știu acum unde cine ascultă, mai bine zis. Energia lor, energia voastră, energia lor. O carte, o carte. Mai. Carte. Dați-mi timp un pic, că sar cărțile. Energia voastră, energia lor, 9 de bâte. Sau ghepardul. Aici ar fi un soi de, cât am zis, un soi de valet de monede, dar și scorpionul, multă pasiune și gelozie și posesivitate. Ia, uitați ce aici. Și emoții, într-adevăr, reținute în spatele unui scoici, dar care vor exploda cât de curând. Vor exploda. Voi nu știți, dar vă zic, arată. Vor exploda. Nu știu dacă în pat, pe stradă, undeva vor exploda și apare iar transformarea Phoenix-ului. Ideea este că dacă, aș spune, dacă tot vă oglindiți, aș spune că de asta dată voi sunteți reținuți. Voi cei care ați inspirat, dacă voi sunteți cei care ați inspirat, 33-9, da? 6 de cupe, asul de cupe refuzat, regina de băte, dacă voi sunteți, am zis, blocați cu 9 de băte, blocați. În ce sens? Nu total, nu ce nimeni că nu mai salutați oamenii pe stradă, dar sunteți reținuți. Aveți un univers întreg, dar pe care îl și un potențial. Și aș spune, nu, mai degrabă, nu că nu. Aș spune, speranțele voastre vi le rețineți. Pentru că ați fost trădați, pentru că ați fost refuzați. Și celălalt care v-a refuzat, cavalerul de băte și acest ghepard, ar trebui să vină cu viteză. Cred că își dorește totuși să vină cu viteză maximă, să vină cu pasiune, cu determinare, nu doar pasiune sexuală, determinare să spargă, nu știu, un blocaj, să descâlcească, care e cuvântul? Să elibereze acest curcubeu.
Cum? Da, prin pasiune, posibil și prin sexualitate, dar cred că până acolo aveți de discutat niște lucruri. Aveți de discutat niște lucruri. Hai să mai vedem ce alte cărți apar. Ia, uite, Regina de Cupe. Dragoste, emoții. Dar care trebuie protejate. Soarele, ce frumos, ce dragoste care trezește, care aduce bucurie, care încălzește și 5 de spade. Ați putea să fiți voi aici 6 de cupe și asul de cupe refuzat. Și soarele este trezirea acestui cavaler, am zis, e o trezire, n-a apărut tur, n-a apărut soarele, care și acesta reprezintă trezire. Și 5 de spade, da, conflictele care au fost, jocurile mentale, poate alții s-au băgat între voi, poate a fost o tentație, poate cineva a ales pe altcineva în locul vostru și a dat seama că vorba aceea. Iarba n-a fost la fel de verde ca acasă. Dar 5 de spade înseamnă și dorința de a vă cuceri, de a vă recuceri. Ia uite, cu 8 de monede, de a munci în relație. De a se transforma. Mai dăm o carte pe 5 de spade. Wow. Sunt multe cărți. Dar, ia uitați, vedeți, apare împărăteasa. Asul de spade. Se dorește discuția. Se dorește creștere, pentru că noi, 9 de monede pre împărăteasa, împărăteasa și am văzut și împăratul. Acest personaj vă vrea alături. Vrea să aibă victorie, 6 de bâte, vrea să aibă victorie, vrea să se vindece, Regina de Monede iar apare, vrea să fiți partenerul lor de afaceri, de viață, de, eu știu, persoana cu care își creează și stabilitate. Ia, uite, Regele și Regina de Cupe. Și am văzut mai devreme Regina de Monede, a doua oară apare, lângă Marele Preot. Asta este. Aici este, aș spune că este lupta de a cuceri o femeie care merită să fie cucerită, care este foarte specială, împărăteasa, 9 de monede, am văzut soarele. Ce frumos! Regele și Regina de Cupe! Iar, și am văzut mai devreme, două lebede care se oglindeau, acum sunt față în față, Ying și Yang, apropo, ce frumos, vedeți? Aici este alb și este lebăda neagră și aici este negru și lebăda albă. Și a apărut, da, împărăteasa și împăratul. Probabil, dacă nu sunteți suflete perechi, sunteți flăcări gemene, dar nu e ușor, dar nici imposibil, dar este frumos. Să zicem, al naibii de frumos. Wow! Sunteți fără limită. Mesaj. Sunteți, you can do anything you choose. Depinde ce alegi. Poți să faci orice alegi, dar depinde ce alegi. Interesant că aici apare unicornul, apare viziunea. Trebuie să ai viziune în viață și să salți cât mai departe. Iar două lebede. Apropo de lebede, probabil, știți, lebedele stau împreună până la final. Interesant, ce frumos. Probabil că asta e pentru unii dintre voi. Și e o relație karmică care încă trebuie rezolvată, vindecată, într-adevăr. În viața voastră, a lor, ce alt mesaj aveți? Un sfat? Lună plină în Capricorn. Probabil că ei trebuie să... sau persoana care vrea să cucerească. Ia uite, lună plină în Fecioară. Nu e lună plină, dar e, va fi în Pești. Dar a fost lună nouă în Fecioară. Ideea este că, probabil, persoana care a refuzat dragostea trebuie să se implice.
să acționeze inspirat. Și voi trebuie să analizați matur, să nu vă lăsați nici voi prea emoționali și prea emoționați. Și unul și altul trebuie să analizați situația matur. Se poate, în cât timp se va marca această transformare, pentru că nu e ușor de la cavalerul de bâte să ajungi la împărat. Nu era rege de bâte la împărat, ci marele preot. Nu e ușor. E o ambiție foarte mare. Nu zic că e imposibil, pentru că sunteți fără limită. Sunteți fără limită. Și cine știe să manifeste, știe. Cine nu mai învață, mai se documentează. Suntem fără limită. Dar, iar, rămâne de analiza de văzut. În cât timp acest personaj care s-a jucat cu viața, a jonglat cu una cu alta, vrea să devină, wow, doi într-unul? Doi într-unul, ar spune. Pentru că nu e de acolo, nici să fii mare preot. Marele preot deja inspiră. Deja ambii sunt conectați la divinitate, dar fiecare poziție o manifestă într-un mod diferit. Și în primul și în primul rând, acest personaj, acest masculin, trebuie să-și găsească, trecând peste metafore și simboluri, să-și găsească autonomia și credința în el însuși, dar și într-o forță superioară care este deasupra noastră. În cazul în care nu și-a dat seama, dar cu soarele poate că își dă seama. E o trezire. Soarele reprezintă divinitatea, nu? Și steaua. Probabil că sunt vise, probabil că sunt semnale care inspiră către această nouă direcție. Ambii, și împăratul și marele preot, comunică în autoritate, comunică cu încredere. Nu sunt valeți, nu se joacă. Hai să vorbim și noi să ne aflăm în treabă. Nu se joacă. Nici cu sexualitatea, știu cum să-și folosească energia. Și împăratul are multă energie sexuală, dar știe cum să o folosească. O reține și o folosește când trebuie și cu cine? Cu împărăteasa. Acesta este adevărul interesant care transformă. Și sunt două trăsnete. Probabil că vă transformă pe amândoi. Că am vorbit de turn într-o formă sau alta, au apărut trăsnetele ea ca acum. Sper că v-a plăcut, dragul meu colectiv pentru care am citit. Ne auzim la următoarele etalări. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!